Se spune că la oraș oamenii au pierdut legătura cu tradiția, dar noi spunem că tradiția trăiește acolo unde te aștepți mai puțin. Folclorul înseamnă tradiție de pe ulițele satelor, din straiele bunicilor sau din frumusețea datinilor străbune. Tradițiile sunt profund legate de sufletul românesc. În Călăraș, un județ cu peste 300.000 de locuitori, în anul 1993 a fost înființat ansamblul folcloric Bărăganul. Format din tineri, ansamblul constituie o prezență activă în viața culturală a municipiului și județului Călăraș, impunându-se prin grija și dragostea cu care aduce în scenă vechi cântece și dansuri populare. Hey! Bagheta coreografică a maestrului Aurel Mailat, Bărăganul promovează în primul rând folclorul caracteristic zonei Călăraș, dar și frumusețea cântecelor, dansurilor și costumelor populare din aproape toate regiunile țării. La prima ediție a Festivalului Concurs Național de Folclor Mioveni 2019, veți călători împreună cu ansamblul Bărăganul în cei peste 100 de ani de tradiție și cultură muntenească a României și veți sărbători frumosul. Frumosul Munteniei, dar și frumosul fiecăruia dintre noi, dansul muntenesc, spune foarte multe despre cum suntem noi muntenii, deschiși, creativi, cu umor, mai buni sau mai răi, dar spune și mai multe despre cum știm să depășim ce este greu. La Mioveni, povestea Munteniei este spusă de ansamblul folcloric Bărăganul prin dansul, cântecul și obiceiurile populare specifice acesteia. Cine sunteți și de cine aparțineți? Suntem un grup de tineri pasionați de dansul popular, în special cel specific zonei Bărăgan, și aparținem Centrului Județean de Cultură și Creație prin sprijinul Consiliului Județean Călăraș. Câți membri sunt în zonul? Momentan declarați sunt 60 tineri frumoși. Talentați, absolut. Suntem formați în două grupuri, ansamblu senior, ansamblul Bărăganul Senior, cât și ansamblul Bărăganul Junior. Faceți recrutări pentru ansamblu sau care este procedura? Absolut. În fiecare an, după festivalul Hora Mare, care este practic cel care închide ciclul festivalurilor din Călăraș, în septembrie, în fiecare an, sunt așteptați la repetiții copii, elevi de gimnaziu, elevi de liceu, care vor să împărtășească aceeași pasiune cu noi. Există o anumită categorie de vârstă sau cum exact se face recrutarea? Mizăm pe elevii de clasa 7-8 până în clasa 11-a, care vor să înceapă, pentru că e mai complicat, cu clasa 12-a, bacalaureat, poate eventual pleacă și din oraș, atunci există riscul să nu existe o continuitate pentru noi ca și performanță. În momentul de față se mai fac recrutări sau este un pic prea târziu pentru anul acesta? Absolut, îi așteptăm, am avut prima repetiție pe anul acesta de toamnă, sâmbăta trecută și au venit chiar o grămadă de copii, ne-am bucurat foarte mult să vedem că nu sunt deloc stângaci, adică știu să danseze pasul de bază de horă, de sârbă. Sigur că da, pot veni oricând. Deci persoanele interesate vă pot găsi la sediul Centrului Cultural? În fiecare sâmbătă dimineață la ora 10. Aici suntem. Am înțeles. De curând, în cadrul unui spectacol, a fost premiat de președintele Consiliului Județean. Vorbește un pic despre premiile câștigate anul acesta cu ansamblul Bărăganul. A fost o noutate pentru noi să participăm. Eu, cel puțin, sunt la ansamblul Bărăganul de 17 ani. Nu am avut niciodată experiența unui festival concurs. Este o altă presiune, altfel te comporți pe scenă atunci când știi că concurezi pentru un premiu, mai ales să duci mai departe numele județului Călăraș, care
provine dintr-o zonă deloc bogată din punct de vedere folcloric. Bărăganul nu este așa de ofertant, nici dans popular și nici costume. Și atunci ne-am bucurat să participăm la Mioveni, unde după o selecție riguroasă, unde au participat 32 de ansambluri, ne-am calificat în ultimile 8. În ultimile 8 am mers și timp de 5 zile ne-am bătut cu toate zonele țării. A fost o zi dedicată obiceiurilor populare specifice fiecarei zone participante la concurs și o zonă de dansuri populare. Ne-am bucurat enorm să ducem Bărăganul pe locul 2, adică pentru noi să batem un ansamblu din Ardeal, un ansamblu din Moldova, care vorba e, sunt niște zone foarte ofertante. Și ținând cont că a fost pentru primul an în care participați la un festival concurs. Absolut. Dar faptul că noi aici în ansamblu suntem așa prieteni și că dincolo de dans popular și de aceeași pasiune, suntem în familie, iar asta s-a văzut pe scenă. Și chiar am apreciat că jurul, care a fost unul foarte riguros, a văzut acest lucru, dincolo de mișcările scenice și prezența scenică, și chiar au ținut să ne felicite, că suntem o familie și asta se vede pe scenă. Deci înainte de presiunea concursului a fost plăcerea participării. Absolut. Și o muncă foarte asiduă înainte. Au fost repetiții de cel puțin 5 ori pe săptămână. În afară de festivalul concurs de la Mioveni, știu că ați mai participat la alte festivaluri și unde ați câștigat chiar marele premiu. Da. Vorbește-mi un pic despre acesta. Am fost în Grecia, la un festival Neos Marmaras. Tot așa ne-am bătut cu o grămadă de țări, Bulgaria, da, participanți. Noi le-am anunțat pe pagina asta de Facebook. Acest festival este un pic a fost un pic diferit față de cel de la Mioveni. Dacă la Mioveni s-a punctat totul la global, în Grecia au avut subcategorii unde s-au dat premii pentru cele mai frumoase costume, cel mai bun dansator din cadrul festivalului. Noi am luat prima dată locul întâi la cea mai bună prestație din punct de vedere al dansului, mișcare scenică, prezență, zâmbet și așa mai departe, dar și marele premiu, cel mai bun dintre cei mai buni la toate categoriile și ne-am bucurat foarte mult. Am fost noi aceia. Acum am să te rog să-mi dai un pic din casă și să-mi vorbești un pic de acea așteptare și erați un pic nedumeriți până să se anunțe marele premiu. Vorbește un pic despre acel moment emoționant. Având experiența de la Mioveni, unde efectiv noi s-au lungit urechile până nu s-a anunțat premiul 2, am luat și o pauză de public, o pauză de premiul presei, a durat foarte mult până... Așa și aici, credeam că nu, se tot dădeau premii pentru cel mai bun dansator. Nu suntem noi, Ian sau altă țară. Nu v-ați încadrat. Nu, cel mai bun, știam că la cele mai bune costume, nu, că revenind, Bărăganul nu este deloc ofertant. Da. Nu, cea mai bună, cel mai bun grup pe întreg festivalul. Și erau toți colegii, erau pe lateral și nu suntem noi, sau de mai nu suntem noi. Dezamăgire. Da. Și la final, ultima cupă pe care dorim să o anunțăm este cupa festivalului Neos Marmaras, ansamblul Bărăganul. Și atunci a fost o explozie de bucurie, lacrimi, de toate, da. Un conglomerat de sentimente ne-au trecut prin suflet. Da. Festivalul din Grecia a încheiat sezonul competițional anul acesta sau veți mai participa și la alte festivaluri până la finele anului? Din câte știm noi, acesta a fost ultimul, dar vom participa la evenimente în cadrul județului și nu numai, unde este cazul. Ce știm sigur este că în perioada 13-15 vor avea loc zilele județului Călăraș, unde vor fi foarte multe surprize. Momentan nu le putem dezvălui, dar vom participa și noi. 13-15? Decembrie. Decembrie. Și ca în fiecare an, știu că publicul călărășan iubește concertul nostru de Crăciun, Clinchet de argint pe aripi de colind, și unde vom participa și vom da un spectacol publicului doar cu obiceiuri și tradiții de Crăciun. Mm-hmm. Vorbește-ne un pic despre repetițiile voastre. Cine participă la repetiții? Descrie-mi așa un picuț. Vă întâlniți la ora 10? Cum este mai zis? De obicei, repetițiile sunt cu ușile închise. Părinții nu au voie. Da? Absolut. Pentru că se întâmplă să fie copiii certați și
dacă e absolut înainte de orice, disciplina este cea mai importantă. Practic, performanța așa am și crescut-o, prin disciplină, plăcere și devotament. Să ne întâlnim aici în fiecare sâmbătă dimineață. Primii care au întâietate la repetiții sunt cei mici, din grupa mică, începătorii. Se integrează, se creează prietenii. După aceea urmăm noi, niciodată nu știm când termină repetițiile, se întâmplă să termină după 5 ore, 6 ore. Dar e o plăcere pentru că alegem să pierdem timpul altfel, nu în rețele de socializare, nu în telefoane mobile și tablete sau laptopuri. Creăm prietenii și asta e tot ce contează. Cine se ocupă de pregătirea membrilor ansamblului Bărăgan? Maestrul Aurel Mailat împreună cu Lucian Todorescu, care este și partenerul meu de dans de altfel. Fără maestru, cred că acest ansamblu nu ar exista. El dă suflet, el pune pasiune, el ne învață să fim creativi, să fim corecți și cel mai mult să iubim dansul popular. În afară de maestru, mai avem o colegă, Oana Florea, care este solista ansamblului de viață, de la care avem foarte multe lucruri de învățat, o voce extraordinară, care noi ne mândrim foarte mult. Și, desigur, orchestra ansamblului Bărăganul, fără de care actul artistic nu ar fi posibil. Maestru Mailat anunța un festival luna viitoare la București. Dumnealui a fost o surpriză și pentru noi. A spus că va fi un concurs posibil să participăm, dar totuși noi am înțeles că s-a depus dosarul. Dacă vom fi selectați, cu dragă inimă, vom merge să reprezentăm Muntenia, cum am făcut-o și până acum. Și festivalul de la București ar încheia acest an? Da, dacă va fi cazul să ne calificăm. Da. The first prize, winners of Neos Marmaris Cup 2019, ensemble, Bărăganul Romania! Congratulations to Romania, congratulations to all participants. Organizatorii au pregătit și o surpriză. Este vorba despre spectacolul magic, așa cum îmi place mie să-i spun, oferit de tinerii de la ansamblul folcloric Bărăganul, cei care s-au întors de curând din afara țării și au venit cu marele premiu. Nu este lucru puțin. Sunt tineri valoroși, tineri care ar putea să facă orice altceva, dar iată că ei fac folclor. Și astăzi nu avem regizor. Emoțiile, cântul și jocul din inima Bărăganului sunt regizorii noștri. M-am îmbrăcat astăzi să simt emoția. Și am piele de găină, vorba cuiva. Ansamblul folcloric Bărăganul, sub bagheta maestrului coregraf Aurel Mailat. Yeah.
minunații și talentații copii ai Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Dar nu plecați! Nu plecați, că avem surprize pentru voi! Să știți că, în urmă cu ceva timp, au răsunat cântecele și jocurile populare din Bărăgan în Grecia. Ei s-au întors de acolo cu marele premiu. I-am felicitat la momentul respectiv, când s-au întors acasă, dar trebuiau să fie felicitați și în mod oficial. Și pentru că există și o traistă a proiectului cultural 7 zile, 7 arte, avem surprize în traistă. Haideți să vedem despre ce este vorba. Mă ajută cineva? Cristina. Scoate tu ce este acolo. Da? Am așa, o cupă. Cupa este de merit pentru recunoașterea performanțelor deosebite ale ansamblului și este oferită de președintele Consiliului Județean, domnul Vasile Iliuță. Felicitări, copii! În numele domnului președinte, sunteți minunați! Avem și o plachetă. Se acordă ansamblului folcloric Bărăganul pentru rezultatele deosebite obținute în anul 2019 la Festivalul Concurs Național de Folclor Mioveni, locul 2, și premiul special al administrației publice pentru câștigarea trofeului la Festivalul Internațional Neos Marmaras și pentru promovarea tradiției culturii călăreșene în Grecia. Felicitări! Și mai avem o diplomă. Se acordă titlul Ars Grația Artis ansamblului folcloric Bărăganul al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș din partea organizatorilor acestui proiect minunat 7 zile, 7 arte, așa cum am spus, un proiect finanțat de Consiliul Județean Călăraș. Felicitări! Ei sunt tinerii noștri minunați, cu ei ne mândrim în țară și peste tot. Ei reprezintă județul Călăraș, ei urcă pe podium și ne reprezintă cântul și jocul din inima Bărăganului. Mulțumim! Aplauze pe care le merită. Așa cum am spus, ei pot face orice altceva, dar au ales să ducă folclorul mai departe. Și le mulțumim pentru acest lucru. Mulțumim și maestrului Aurel Mailat. Haideți să vedem și cine este în spatele tinerilor talentați, cine bate din picior și spune cum să joace la festival. Vă rog! Mulțumim frumos că ne faceți bucuroși în primul rând. Vă mulțumesc! Vreau să vă urez și eu la mulți ani pentru ziua de azi. A fost un an, și încă mai avem, greu pentru ansamblul folclorii Bărăganu. Festivaluri, n-au mai fost festivaluri fără premii, acum au fost festivaluri concurs, unde s-au obținut premii bune, eu zic, și sperăm ca pe viitor, mai avem unul, prin noiembrie, n-am vrut să le spun, care e foarte greu, e la București, sperăm și acolo să obținem, nu zic marele premiu, dar în primele trei ansambluri din zona noastră a Munteniei și încă o dată vă mulțumesc și Doamne ajută, sănătate la toată lumea!